Ana și Daniel se află încă în Serbia, am văzut că s-a întâlnit cu fratele ei, dar și cu o parte dintre prieteni rude, erau cu toții la o masă mare. Astăzi, din nou, la restaurant, a făcut un scurt video Ana cu cei care cântau, întrețineau atmosfera la localul respectiv, a arătat puțin și restaurantul și apoi s-au filmat și ei foarte puțin, serveau amândoi un pahar de vin, cel mai probabil, foarte zâmbitori și fericiți s-au afișat amândoi. De asemenea, Ana a mai făcut o nouă postare, tot o fotografie cu ea și cu proaspătul soț și la descriere a scris că familia Alexe urează toate cele bune pentru anul 2024. Aceasta este fotografia. De asemenea, le urăm și noi celor doi toate cele bune să aibă un an plin de realizări, de iubire și de fericire.